Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit la Electronic Club. În acest video continuăm cursul despre radiofrecvență și mergem mai departe cu proiectarea schemei noastre. În lecția anterioară am vorbit câte un pic despre circuitul LC și am stabilit cam ce condensatori avem nevoie cu o bobină de 330 de microhenry. Așa că acum continuăm și să vedem ce mai avem nevoie. Da? Deci, în lecția anterioară am găsit ce capacitate avem nevoie pentru frecvența de 550 de kHz și pentru frecvența de 1600 de kHz. Deci, noi trebuie să facem într-așa fel să recepționăm toate posturile între aceste frecvențe. Acum, întrebarea este cum putem realiza acest reglaj. Pentru 550 de kHz am avea nevoie de un condensator de 253 de picofarazi, iar pentru 1630 de picofarazi. Răspunsul este simplu și mă gândesc că îl cunoașteți și voi, și anume putem realiza acest reglaj cu un trimmer sau un condensator variabil. Din păcate, apare o altă problemă, și anume nu prea o să găsim un trimmer cu aceste valori. O să fie greu să găsim un trimmer sau un condensator variabil cu aceste valori, așa că ar trebui să găsim o altă soluție. Și totuși, dacă am găsit, nu o să putem realiza chiar un reglaj fin. Dacă, de exemplu, am avea două posturi, unul lângă celălalt, să spunem la o diferență de câțiva kHz, unul e la, știu, la 1000 și celălalt e la 1100-1200 de kHz, cu trimărul sau cu condensatorul variabil, probabil nu o să putem realiza un reglaj așa fin. Da? O să fie destul de dificil. O soluție mai inteligentă și mai ușoară este cu ajutorul diodei varicap. Iar în acest video am să vă explic câteva lucruri simple, câteva lucruri de bază, bune de știut despre dioda varicap. Dioda varicap este o diodă specială care are caracteristica de a-și modifica capacitatea internă pe măsură ce variază tensiunea aplicată la borne. Avantajul diodei varicap față de un trimmer sau condensator variabil este că putem realiza reglaje foarte fine și putem obține chiar capacități foarte mici. Fiecare diodă varicap este construită pentru a accepta o tensiune maximă bine definită adică 12, 25, 30V și așa mai departe. Deci, dacă se aplică o tensiune de 30V de la o diodă cu o tensiune de lucru de 12V, dioda va fi caput, va fi deteriorată. Da? Pentru a face etajul unui oscilator mai stabil sau circuitul LC, se preferă aplicarea diodelor varicap plasate la capetele bobinei de reglare. Deci, o diodă varicap sau diodă capacitivă, cum se mai numește, înlocuiește un condensator variabil și putem uh, realiza oscilatoare sau circuite rezonante mult mai stabile. Din păcate și acestea nu prea se mai găsesc așa ușor în ziua de azi, Datorită introducerii tehnologiei digitale și dezvoltarea receptoarelor SDR unde anumite reglaje în oscilator sau în alte blocuri unde erau înainte folosite diode varicap, în ziua de azi se realizează anumite reglaje digital, așa că mulți producători nu mai fabrică această componentă. Se mai fabrică pentru industrie, dar ca persoană fizică să cumperi la un preț bun, la un preț acceptabil, probabil ar trebui să cumperi câteva sute de mii de bucăți. Eu am noroc că aici în Germania încă se găsesc în magazinele dedicate radioamatorilor Într-adevăr, sunt cam scumpe. Scumpe în sensul că acum 10 ani, acum 10-15 ani erau foarte ieftine, câțiva cenți, probabil cât prețul unei rezistențe. Da? Iar acum ajung chiar la 2-3 euro bucata. Dar important este că se, se găsesc. Da? În România, sincer să fiu, chiar nu știu dacă sunt prin magazine de electronice așa ceva, chiar m-aș mira să mai existe magazine, dar uh, o să găsiți cu, cu siguranță pe ebay, o să găsiți uh, sau vă dau eu câteva pagini din aici din Germania unde, un, unde încă se mai găsesc diode varica uh, am să vă arăt într-un alt video și un trick unde putem folosi un LED în loc de diodă varica bun, dar acum hai să ne întoarcem la receptorul nostru deci dacă ne întoarcem aici la receptorul nostru și conectăm dioda VariCap capetele bobinei L2, ca în această schemă, vom obține circuitul dorit. Apropo, acesta este simbolul diodei VariCap. Acum, bineînțeles, vă întrebați, se poate folosi orice fel de diodă VariCap? Ei bine, nu. Trebuie să vă uitați mai întâi în datasheet-ul, în fișa tehnică a componentei și să vedeți ce capacități obțineți și ce tensiuni aveți nevoie. Dacă, de exemplu, aș lua o diodă varicap de tip BB112, care are o capacitate maximă, cred, dacă nu mă înșel, de aproximativ 550 de picofaraz, și dacă aplicăm o tensiune pozitivă, variind de la 0 la 8 V, cred, sau 9 V este tensiunea maximă a BB112, vom obține de la câțiva picofaraz până la maximul cât poate dioda cred că 500, ceva de genul, 550 dacă nu mă șer. Acum, dacă ne întoarcem la calculele noastre, vedem că avem nevoie de o capacitate mult mai mică, de undeva pe la 200 de pico da, 200 și ceva. Acum vă întrebați ce facem, că nici dioda asta nu prea se potrivește. Simplu, mai adăugăm încă o diodă varicap în serie și așa vom obține o jumătate de capacitate, adică 275 de picofarazi, deoarece, după cum știți, prin conectarea a două capacități în serie, capacitatea totală este redusă la jumate. Iar schema noastră poate arăta cam așa. Dacă pe aceste două diode varicap aplicăm o tensiune pozitivă variind de la 0V la 9,1V, vom putea reduce capacitatea maximă de la 275 de la aproximativ 20 de picofaraz. Modificând tensiunea pe diodă, modificăm capacitatea. Iar asta o putem realiza foarte simplu cu un potențometru. Adică, pur și simplu, când învârtim din potențiometru, modificăm tensiunea. Așa că acum mai adăugăm și un potențiometru și rezistențele aferente și cam așa arată schema noastră până acum. Rotim potențiometru într-un sens, vom obține capacitatea maximă, adică 275 de picofarazi, în timp ce rotim spre rezistența R2 vom obține capacitatea minimă, adică 20 de picofarazi. Pentru o mai bună înțelegere priviți acest tabel. Când tensiunea este 0V, atunci avem 275 de picofarazi, când tensiunea este maximă, atunci avem 20 de picofarad și avem 1900 de kHz. Da? Se poate vedea exact și frecvența. Dar, bineînțeles, astea sunt niște valori estimative. Aceste valori variază, aceste capacități variază în funcție de tipul diodei folosite. Da? Iar circuitul nostru de intrare este cam aproape gata. Ei bine, în lecția următoare mai adăugăm un tranzistor după acest circuit și vedem ce rol are și discutăm rolul lui și ce, ce, ce funcție aduce în circuit. Dacă v-a plăcut acest video, dați un like, dacă nu v-a plăcut dislike. Mulțumesc celor care sprijină acest canal prin join, prin abonament, prin donație. Nu uitați în descrierea fiecărui video, există un link către Facebook, Instagram, pagina mea. Așa că, până la următoarea lecție, vă doresc numai bine. La revedere!